Victore, bine ai venit la emisiune, ne era dor de tine, ce faci, ești bine? Bine, ce inele șmechere ai, acum le observ. Da. Le porți mereu? Da, câteodată, da, aveam mai multe și nu mai distrez cu ele, nu mai port. Doctore, ce faci, ești bine? Foarte bine, da. De câte ori te-ai testat până acum, de când a început pandemia? M-am testat și la spital, că trebuie să mă testez. Mă testez și de bună voie, cred că de vreo 7-8 ori m-am testat. De 7-8 ori te-ai testat. Și vreau să... Ai avut simptome pentru că te-ai testat sau pentru că știi că ai intrat în contact cu oameni care probabil au avut și de asta ți-ai făcut testul? De multe ori m-am testat preventiv, că de exemplu plecam la un transplant de organe și ne testăm înainte să plecăm la transplant în spital ca să știm că suntem negativi. De câteva ori m-am testat pentru că plecam din țară. De câteva ori, într-adevăr, m-am simțit un pic mai rău. Am simțit așa o slăbiciune, e foarte bună întrebare și e o foarte mare problemă asta, pentru că avem cu toții zile în care putem să ne simțim un pic mai moleșiți, poate să tușim de 2-3 ori, dar acum devenim anxioși și ne speriem că... Păi de asta te întreb, dacă o zi nu te simți bine, trebuie să-ți faci testul? Nu. Dacă ai simptome specifice COVID, dacă la mine îți dispare... simptome specifice, mi se pare aia, nu mai e gust și miros, adică aia mi se pare... E cel mai specific. Nu? E de cel fapt, mai specific. Aici, când intru la ProTV, se face un triaj cu termoscanare. Da. Dar nu e bun. Trebuie să tăiați o ceapă sau... Da, usturoi. Da, sau usturoi sau diverse mirosuri în fiecare zi diferite, le puneți într-o cârpă ceva să nu se vadă și la intrare dai la om să miroasă. A ce miroase? A ce apă? Treci. Da, nu sunt oameni care au COVID și totuși păstrează gustul și mirosul? Bă, da, sunt oameni. Apropo, un banc, l-am auzit astăzi. O doamnă se urcă într-un taxi și taximetristul zice: doamnă, îmi cer scuze, am pulverizat cu spirit peste tot. Aici miroase foarte puternic ca spirit, îmi cer scuze pentru asta. Și zice: stai liniștit, domnule, că de vreo 3 zile n-am gust nici miros. Da, dar sunt într-adevăr, sunt oameni care, adică simptomele nu sunt garantate 100% la toată lumea. Există oameni asimptomatici, există acești presimptomatici, cum îi spunem. Adică oamenii care fac simptome foarte ușoare sau sunt în faza în care devin simptomatici și de regulă cu 2 zile înainte de a deveni simptomatic tu deja ești contagios. Asta este partea nasoară. Deci tu poți să fii simptomatic, un pacient simptomatic, dar tu devii contagios cu 2 zile înainte de a dezvolta primele simptome. Așa că... Da, uite, vreau să te întreb ceva legat de chestia asta. Când ești asimptomatic, tu nu știi că ai COVID, da? Da. Și te plimbi. Și te plimbi, da. Și poți să-l împrăști. Și îl împrăști, dar mult mai puțin. Niciodată asta? Ce să-ți treacă? Adică COVID-ul ăsta, că tu ești asimptomatic și nu mai trebuie să stai în casă singur izolat, nu? Da, ba, ok. Că dacă tu ești asimptomatic, eu nu știu, de exemplu. Da, nu știi. Când nu știi și ești asimptomatic, din păcate, tu nu ai cum să... tu nu ai cum să rămâi izolat acasă până te vindeci. Vindecarea durează, la carte, durează 7 zile. Atât durează vindecarea. Izolarea e recomandată să fie de 14 zile, ca să fim extra preventivi. Dar din momentul în care te-ai îmbolnăvit și din momentul în care au început simptomele, 7 zile maxime, perioada în care tu faci anticorpi și devii vindecat. Tu poți să te testezi după alea 7 zile și să-ți iasă un test, chiar am un video despre asta, poți să te testezi, deci ești bolnav, trec 7 zile, te-ai vindecat, ai anticorpi, dar în gât, în celule, mai rămân fragmente de virus. Ăla nu e virus care e contagios. Ăla nu te îmbolnăvește nici pe tine, nici pe cei din jur. Dar testul este pozitiv. Dar testul îți este pozitiv, de aceea testul RT-PCR trebuie să fie interpretat de un medic. Adică la ce asistăm acum, din păcate nu avem atât de mulți medici care să interpreteze atât de multe teste. Dar testul PCR îți spune dacă ai material genetic în gât sau nu. Diagnosticul de COVID-19 îl pune doar medicul. Deci asta ar trebui să fie regulă. Ai un test pozitiv? Ok, ăla e un test pozitiv. Da. Extrem de interesantă discuția asta și în același timp mi se pare că exact de când a început pandemia parcă încercăm să aflăm mai multe lucruri și... Cumva deja le știm, dacă ai observat fluxul de informații. Acum 8 luni, dacă era un caz de COVID, venea izoleta după tine, era o întreagă... Da, nu știam, era o întreagă procedură. Acum lucrurile stau altfel. Dacă vezi că ești, dacă te testezi și nu ai, nu știu, simptome și ești pozitiv, stai acasă, aștepți să-ți treacă și apoi pleci, știi? Și apoi pleci. Încă un lucru. Foarte mulți oameni nu înțeleg și toată lumea mă sună și mă întreabă: voi, cum pot să mă... Uite, au trecut 14 zile, unde mă testez din nou? Cum fac să mă testez din nou? Odată ce ai un test pozitiv, se presupune din start că ești bolnav și stai 14 zile în izolare. Ca să ieși din izolare, nu ai nevoie de un test negativ. Nu ai nevoie. Sunt foarte multe companii unde angajatorul cere angajatului să vină la serviciu cu un test negativ. Al doilea test negativ este un abuz. Este pur și simplu neînțelegerea unor elemente medicale simple.
Angajatorul nu e lege, nu? Adică dacă astăzi ți-a descoperit că ești pozitiv, stai 14 zile și după aia poți peste tot în lume. Peste tot în lume așa este. Cei care cer al doilea test ca să demonstreze că ești negativ, pur și simplu nu înțeleg medicină și nu sunt făcut să înțeleagă medicină, că nu asta au făcut. Da. Da. Povestea asta ne dă multă bătaie de cap. În Spania a apărut povestea asta că vaccinul împotriva tuberculozei e un vaccin care ar funcționa și împotriva COVID-19. Și mi-aduc aminte și tu probabil că ne-am făcut la școală vaccinurile acelea. Eu am mi-aduc la naștere, nu la școală, la naștere, dar am aici Se face, da. Floricica aia. Da. Eu nu înțeleg de ce asta e o știre. Mi-a arătat-o ieri Greta și nu înțeleg de ce e o știre. Mă rog, Greta vrea să mai vorbească cu tine, iartă-mă. Da. Bună, Greta. Da. Stă foarte bine, Greta. Deci cum e? Deci... Te iubim, Greta. Bine, noi în fiecare miercuri, de fapt, discutăm despre subiectul pe care am zis să-l abordăm. Așa că ăsta e un subiect propus de Greta. Da. Asta eu îl abordez. Vorbim despre el. Bun. Deci... Când vorbiți voi? La miercuri, da. Miercuri pe seară, da. Ah, da. Scuze. Bun, deci eu nu înțeleg de ce asta e o știre, pentru că de când a apărut COVID-19, de când a apărut SARS-CoV-2, au mai fost multe trial-uri cu vaccin împotriva tuberculozei. De ce vaccin împotriva tuberculozei? Pentru că vaccinul acesta, care inițial este făcut împotriva TBC-ului și a fost inventat acum 100 de ani, s-a observat că acest vaccin făcut la copii reduce foarte mult riscul pentru alte infecții pulmonare, reduce riscul de a face lepră, de exemplu, în perioada în care boala aceasta era o boală epidemică, reduce riscul de a face sepsis la nou-născuți. Și s-a descoperit că acest bacil care se injectează prin vaccin sau care se pulverizează în nas, acest bacil îți creează o imunitate, un spectru foarte larg al imunității. Deci nu îți dă o imunitate specifică numai împotriva bacilului coc. Te ajută pentru mai multe. Te ajută pentru mai multe. E ca un boost, hai zicem, dacă există boost al imunității, ăsta cred că e cel mai bun. Vaccinul ăsta antituberculoză? Nu, Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă acest vaccin împotriva COVID. Nu te ajută. Spania? În Spania i-au făcut o modificare genetică a acelui bacil inactivat și în momentul de față doar au autorizat un studiu. Deci, ei au impresia că funcționează, o să-l facă timp de 3, 5, 6 luni pe un lot de 10.000 de oameni și după aia o să compare acei 10.000 de oameni cu alți 10.000 de oameni care n-au primit vaccin să vadă care e rata de infecție. Dar acest vaccin nici măcar nu este vaccin împotriva COVID. Deci este un vaccin nespecific. Este un boost de imunitate, dar știrea cumva sună fals, pentru că nu este un vaccin țintit pentru COVID-19. În schimb, dacă vrei să vorbim despre vaccin pentru COVID-19, pot să fac, dacă vrei, avem timp minute să fac o scurtă detaliere a acestor vaccinuri? Bun. Da, pentru că... Nu foarte mult, ca să mai vreau să mai întreb ceva. Bun. Avem... există câteva tipuri de vaccin și trebuie să le știm, pentru că urmează în anul viitor, probabil fiecare din noi, să ne alegem ce vaccin să facem. Sau putem refuza. Da, vaccinarea trebuie să fie categoric voluntară și o să fie voluntară. Probabil că o să fie impusă de anumite situații. Poate ca să te duci în Dubai, trebuie să arăți un carnet prin care să arăți că tu ești vaccinat. E dreptul lor să-ți impună pentru anumite lucruri această condiție. Dar nimeni niciodată nu cred că va obliga pe nimeni să facă niciun vaccin. Bun, să vorbești despre vaccin și să nu știi ce tipuri de vaccin există, ca și cum ai vorbit despre mașini fără să știi ce mașini există. Ca și cum ți-ai luat mâine o mașină și te-ai trezit că ți-ai luat o ambulanță sau ți-ai luat o basculantă. Pentru că și aia e o mașină, da? Noi știm ce diferențe există între mașini și la fel trebuie să știm ce diferențe există între aceste vaccinuri. În momentul de față, în stadiul 3 de studiu clinic, adică stadiul în care acest vaccin se face într-un studiu clinic la o scară largă, la 10.000 de oameni, se află 11 vaccinuri. Și le-aș împărți în categorii. Prima categorie, pot să zic branduri, nu o să zic branduri de firme farmaceutice, dar cumva oamenii le cunosc. Primul vaccin care a apărut, primul care a intrat în studii, vaccinul de la Moderna, este vaccin care se bazează pe... este un vaccin ARN. Este primul tip de vaccin ARN din lume. Primul. Adică? Ce face acest vaccin? Dacă în vaccinul obișnuit, noi luăm virusul, ăsta e virusul, îl omorâm, îl tăiem la jumate, ăla nu mai e măr, da? Ăla e pe jumătate de virus. Și injectăm acel virus ca corpul să-ți facă anticorpi. În vaccinul ARN, ce facem? Avem bucăți de ARN pe care le injectăm în corp. Acele bucăți de ARN penetrează celula și modifică genetic celula respectivă pe care o penetrează.
practic e o comandă ca celula respectivă să înceapă să producă niște antigene specifice acelui virus. Adică tu transformi celulele tale în fabrici de vaccin. Tu transformi celulele tale să facă bucăți din virus, ca corpul să le vadă să facă imunitate împotriva lor. Este prima oară când avem un astfel de vaccin în lume. Este în stadiu 3 de studiu, aparent este ok, aparent este safe. Dar trebuie să avem nevoie de suficient de mult timp de acum încolo ca într-adevăr să ne dăm seama că această nouă tehnică de a face vaccin e funcțională. Al doilea tip de vaccin este vaccinul, și sunt două firme chinezești care îl fabrică în momentul de față și îl vaccinează în momentul de față armata chinezească. Este un vaccin bazat pe virus inactivat. Ce înseamnă asta? Iei virus, crești virus în laborator și îl inactivezi, îl omori. Da? Și după aia injectezi virusul respectiv, dai corpului pe tavă virusul mort, care nu poate să-ți provoace boala, și corpul face anticorpi. Problema e că e foarte costisitor să faci asta și e ireal să faci miliarde de doze pentru tot pământul. Ai nevoie de laboratoare speciale cu grad 4 de biosafety ca să poți să produci virus acolo, ca să poți să faci vaccin cu acel virus. Și este al treilea tip de vaccin, care este vaccin bazat pe adenovirusuri. Adenovirusurile devin niște vectori. Adenovirusurile ne provoacă răcelile obișnuite. Și practic aceștia adenoviruși sunt modificați în laborator și o tehnică veche folosită de zeci de ani. Aceștia adenoviruși sunt modificați în laborator să exprime pe suprafața lor proteine din virusul SARS-CoV-2. Și aici problema este că dacă ai avut un adenovirus recent, în urmă cu 6 luni, și ai deja imunitate pentru acel virus, vaccinul nu o să fie eficient. Interesant. O să mai vorbim când se mai apropie timpul ca să vedem că aceste vaccinuri sunt pe piață. Vreau să te întreb ceva. Am citit undeva o știre că berea e mai bună decât paracetamolul. Da, băi, incredibil. Poftim? Incredibil. Da, ai citit și tu. Ți-am arătat înainte că e un analgezic mai bun decât paracetamolul. Într-adevăr. Alcoolul poate să aibă efect analgetic. Și studiul l-am citit, într-adevăr, înainte de a intra, l-am citit repede, ar trebui să-l aprofundez puțin. E un studiu mic, 400 de oameni. Ce au făcut ei? Au luat 400 de oameni, da? Care aveau dureri de cap, da? Din cauza temperaturii, diverse cauze. Și la unii le-au dat paracetamol. Și la unii bere. Și la unii le-au dat bere. Și au zis, fraților, ce v-a plăcut mai mult? Normal. Ce crezi că s-a răspuns? Da, ok. Păi adică nu? Bă, plantă, e posibil. Ai fost la studiu? Ai fost în studiu ăsta cu berea și paracetamolul? Da. Mi-a fost la ce cu țuică. Perfect, da. Da, de aceea sunt foarte bine azi. Ideea e că apar tot felul de știri și tot felul de informații și e bine ca oamenii să caute întotdeauna în mai multe surse, în mai multe site-uri, ca să aprofundeze aceste lucruri, pentru că unele sunt derutante, unele te bagă în sperieți, unele te relaxează prea tare și întotdeauna trebuie să găsești măcar calea de mijloc. Doctor, îți mulțumim mult că ai venit pe la noi. Thank you. Poți să anunț ce ți-am zis da, mai devreme? Da, și să zic, te rog. Săptămâna asta este Săptămâna Națională a Educației și Prevenției împotriva HIV, virusului HIV. Este o campanie demarată de toate facultățile de medicină și mă bucură foarte tare că studenții încep să se implice în aceste comunicări sociale și pe social media. Este o campanie strict online în care ei comunică oamenilor despre virusul HIV, despre ce înseamnă prevenție, despre ce înseamnă acest virus, ce înseamnă boala SIDA, cum o previi, cum o tratezi și e o încercare practic de a arăta oamenilor că până la urmă oricine poate avea ghinionul să ia acest virus. Și o încercare de a destigmatiza acești bolnavi, de a destigmatiza această boală, pentru că e o boală care este tratabilă cu medicamente. În acest sens, diseară la ora 9, pe contul meu de Instagram, o să fac un live în care o să vorbesc despre toate aceste aspecte. Dr. Mihail Pautov pe Instagram, pe site Mihail Pautov și pe YouTube. Căutați-l. Mulțumim mult, doctore. Ne vedem sănătoși data viitoare. Hai până să atunci mai schimbăm fructele astea, numai mere și pere. Păi numai am avut și struguri. Păi de struguri. Sezon. Ananas, banane, mango îmi place. Pelea-s mai fructul scumpe. Pasiunii. Pelea-s mai scumpe. Vă dau eu. Ah, ok, mersi, mulțumim mult. Emisiunea noastră are un sponsor, Dr. Mihail ne trimite ananas, fructul pasiunii și mango. Și mango, exact, și mango, regele fructelor.